Așa, bună seara! Știți la ce emisiune participați? Da. Ce cu microfonul ăsta? Trebuie să faci totul singur, nu? Știți la ce emisiune participați? Nu. Da. Europenism popular. Știți ce aveți de făcut? Da. Da, exact. Ăsta e semnul meu. La semnul meu, vă rog, aplaudați. Haideți, facem o probă. Așa, aplaudați. Bun, generic. Cosmin, unde e Cosmin? Așa, mersi. Ești nou, nu? Da. Zi-mi un pic, lumina e ok pe mine? Mai trebuie machiaj? Mulțumesc. Bă, da, voi sunteți nebune acum. Bă, ce zic aici, mă? Dați-mi un text. Dă-i un text în cap. Mersi. Cu plăcere, altă dată mă cer. Continuăm. Cadru pe mine, da? Mare-mi bucuria să prezentăm publicului povestea Pulei. Dacă stimata noastră telespectatoare măritată strâmbă din nas, să-mi permită să-i prezint o listă de obiecte care au fost găsite în ultimii ani în vaginul sau în vezica urinară și care nu au putut fi extrase decât prin intervenție chirurgicală. Creioane, bucăți de ceară desigilat, agrafe de păr, bobine AC de os, bigudiuri AC de cusut și andrele, suporturi de AC, compasuri, dopuri de cristal, candele, dopuri de plută, pahare, sticle, pitoane, furculițe, scobitori, periuțe de dinți, borcănașe de cremă, ouă de găină, etc. Obiectele mari au fost găsite firește în vaginul femeilor măritate. Reluăm. Mare-mi bucuria să prezentăm publicului povestea Pulei. Din repertoriul istorisitorului român Ion Creangă, alături de fierbintele omagiu ce aduce generația 80 prin mijlocirea ghidușei textuări a lui Mircea Nedelciu. După care vom asista la poveștile dumneavoastră, este un concurs cu premii. Creangă, cadru. Creangă era popă la Biserica Golea și se semnala cu regularitate atenției bahluviașioților, trăgând cu pușca numeroasele ciori cocoțate pe crăcile arborilor din grădina lăcașului de al cărui Sfânt Ministeriu răspundea. Stop! Cine a scris, mă, căcatul ăsta de text? Luca Pițu. Cine? E normal că nu știi. Luca Pițu. La Cucuțu. La Cucuțu. Că din la Câmpuț o să ne crească și nouă. Rei. Scuze, continuăm. Poetului Eminesciani se celebrează enorm amiciția cu Ion Creangă și mai puțin cele năstrușnicii erotice. Cei doi prieteni se tachinau de o manieră mai puțin curentă, Eminescu reamintindu-i lui Creangă că s-a destrăbălat scriptural cu Poveștea Poveștilor, iar Creangă necăjindu-l pe Eminescu cu ligamentul involuntar din stihul Camadeva zeul lindic cu lindicea... cu lindicească divinitate pe bune? Camadeva ziul, zeul lindic. Da, da, Luca Pițu. Bine, la Cucuțu, te-am iertat. Continuăm. Când Creangă... Scuze.
Continuăm. Când Creangă ajungea la Junimea, era numai decât întrebat: Creangă, ce ne-ai pregătit pentru astă seară? El scria greu și aducea rar, dar numai decât adăuga: n-am adus nimic, dar dacă voiți, vă spun o anecdotă. Junimiștilor le plăceau însă anecdotele corozive. Și institutorul mai întreba cu vorbele păpușarilor: pe ulița mare sau pe ulița mică? Mai toată lumea vrea pe ulița mare. Dar stop, acum că tot veni vorba, dumneavoastră pe ce uliță veți? Serios acum, pe aia mică sau pe aia mare? N-aud. Mare, unde mare? Mare, avem una la domnișoara mare și doar atât. Păcat. Bun, reluăm. Ar fi putut foarte bine povestea poveștilor, în ciuda neanonimatului ei, să figureze în vasta antologie de folclor erotic publicată la fina veacului XIX în Germania, sub intitulanța de Criptadia. De aceea vă urăm să atingeți și chiar să depășiți admirația ferventă și cetitura unimanuală înspre adevărata jubilație către orgasmul cerebral bine meritat! Așa. Deci la semnul meu, am spus aplaudați frenetic, exact, mulțumesc. Ăsta-i semnul, da? Nu acum, nu. Reluăm de la de aceea. Reluăm, da? De aceea vă urăm să atingeți și chiar să depășiți admirația ferventă și cetitura unimanual înspre adevărata jubilație către orgasmul cerebral bine meritat! Da! Sunteți talentați, sunteți talentați. Da, e simplu. Actorii sunt gata? Da. Da. Criptadia, nu Criptadia. Criptadia. Ce comentați? Da. Unde sunt ceilalți actori la Criptadia? Spania, la Căpșune, ce? Criptadia, la Banale. Păi... Și eu de ce nu știu nimic? Asta e treaba ta, nu? Cum adică e treaba mea? Păi da, fui. Ok, nu vorbim acum despre asta, da? Voi aveți textul spectacolului? Avem. Bine. O să faceți voi doi toate rolurile. N-a făcut nimic nimeni. Faceți voi, urmează. Stai mă puțin, mai nu dansezi la generic, mai când ceva, trebuie să mă arăt ca o... Televiziunea e plătită, sala asta e plătită, da? Avem oameni la cameră, plătiți, muzică. Și noi? Da, chiar. Și voi ce? Păi da, un bonus acolo. Păi, vorbim la final. La final? Da. Păi atunci ia înainte, ca să ai. Ce e asta? Nu, îi spune, lasă să citească printre rânduri. Hai, vorbim pe până acum ce e. Actorii? Da. Vreți să mai veniți puțin? Da, ce? Mai arătați o dată? Nu aici. Ce? Băi, de prost gust, dar dacă ție îți place, ia de aici. Hai. Iubite telespectator! Da, ce să zic? Multe prostii ai fi auzit de când ești. Ascultă rogu-te și ceste și unde ai vedea că nu-ți vin la socoteală, ia și tu până... Pana, reluăm. Ăștia doi, deci nu mai... Iubite telespectator, multe prostii ai fi auzit de când ești. Ascultă rogu-te și ceste și unde-i vede că nu-ți vin la socoteală, ia și tu pana în mână și dă ceva mai bun la iveală, căci Creangă atâta s-a priceput și atâta a făcut. Muzica Viermele. Vreau lumină. M-a dus când vierme, m-aș preschimba. Ați rămâne 5 minute înmărmuriți, fără să credeți. Apoi într-o cutiuță m-ați băga și la cercetare m-ați da. Ziarele toate ar vui, minunea s-ar răspândi. A, ce s-ar întâmpla? Dacă acum brusc îmi bagă, m-aș preschimba. Ați zice un nu din mulțime și ați fi tot timpul cu ochii pe mine. Și iarăși ziarele ar vui și minunea s-ar răspândi.
și seara vreau până în America, de soarta mea. Și în filme aș juca, pe Broadway copite m-aș plimba, și Kevin Costner m-ar muia la... Ferma sa! A, ce s-ar întâmpla dacă acum brusc în viperă m-aș preschimba? Ați striga cât ați putea și cât ați putea ați alerga, și iarăși ziare le-ar vui și minuna s-ar răspândi. Dar nu mă preschimb în nimic, căci din viperă, vierme și vacă am cât un pic. Și voi știți, și voi știți, atunci de ce nu fugi? Povestea poveștilor. Povestea puse. 1877. Gongul. Un sat și un țăran. Poate un țăran din Japan, ți-am spus că asta e costumația mea. Dar este imposibil să nu găsești ceva în spate. Arăt eu a cabinier. Dar eu arăt a cabinieră. 100%. Ușe! Hai, așa. Ia, vezi, așa. Ia, vezi, așa. Mulțumesc. Cu plăcere. Băi, zi că acest spectacol are loc, această reprezentație. Mersi. Pentru că dacă nu era prietenul meu, Sorin Kruncol, să vină în România, nu-l programam. Așa. Pentru că nu-l știți toată lumea, este un meloman cum n-am cunoscut în viața mea, are un condei pe care dacă alții l-ar avea, ar fi avut de mult multe cărți scrise. E un om foarte sensibil, dar nu numai el e aici. Uite și prietenul nostru, Liviu Timuș, directorul teatrului, Agnes Toma, care semnează costumele, probabil și Petrică Diaconu, care semnează recuzita. Sunt foarte mulți prieteni aici, n-am cum să-i enumăr pe toți. În orice caz, alo, Șoimu, Șoimu, aici cărtița, Șoimu. Aici cârtița, da, cârtița, preia legătura. Șoimu, șoimu, da, cârtița. Nu te ține de prostii, merg mai departe. Trage de timp să mă... Trage de timp, mulți prieteni. Aplauze! Aplauze pentru prietenii actori. Acum să ne întoarcem la oile noastre. Un sat. În sat sunt foarte multe animale. Prea multe animale. Păpușoi. Vă rog să țineți mâinile așa, brazdă, brazdă, să aibă țăranul unde se mâna. Tocmai atunci se nimerește să treacă pe acolo Hristos și Sfântul Petra. Ei iau înfățișarea unor oameni obișnuiți, deci oricare dintre voi poate fi Hristos sau Sfântul Petra. Hristos. Am fost. Atât mai bine. Deci există experiență, ca să zic așa. Am fost, am fost. Bine. Eu n-am creat. Și Sfântul Petra, vă rog. Împreună. Da? Perfect, sunt potriviți. Haideți să așa. Țăranul... Așa. Hristos, ca să nu tacă mă!
ce zice? De ce semene acolo om bun? Ia niște puli, zamă! Pule? Ai zis că semeni? Băi, de că l-am spus. Pule să dea Dumnezeu să se facă. Și acum, blagoslovește semănătura. Eu? Da. Cum se face asta? Cu amândouă mâinile. Ai dirijat? Da. Și tot mergi într-un mântor. Hai, gata. Aplauze pentru Hristos. Sfântul Petre nu-și poate stăpâni mirarea. Vreau o față mirată. Niciodată n-am mai vorbit cu Mântuitorul ăla atât de buruienos. Și tot merge în Mântuitorul. Gata, aplauze și pentru Sfântul Petre. Săranul a semănat. Gata. Și se întoarce acasă, da? Mă întorc acasă. Doamne, acum ajută-ne până la capăt și fă să crească ce ai semănat. Depinde ce faci. Și Dumnezeu are nevoie de ajutor din când în când, așa că... Ia sacul ăsta, așa, și împărțim pe unde s-a semănat, da? Da. Să mă rămână? Da. Nu mușcă, nu mușcă. Dați din mână în mână să ajungă și până la doamna acolo. Dați-l și domnului. Dați-l. Cine știe? Pentru excesul dumneavoastră, nu, reluăm. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul. Aici, are și baterii? Am vorbit și n-am spus. Dați-o dovezi, se opresc. Să mă rămân așa e. Da, să rămână așa. Aplauze pentru Hristos! Apoi, la vremea prășitului, țăranul vine de-a prăși păpușoii. Secera. Hai, șelușor s-a poftatul, ierti Dumnezeu păcatul, mult din nou făcut săracul. Hai, ioftat și-am ioftat tari, neghe mă-țân pichișoare, furca cheptului mă doare. Dar nu treci și gine un rău, vine altul și mai greu. Aplauze! Bun. După care țăranul vine la cules. S-a întors săranul la cules. Și ce să vadă? În loc de păpușoi, drăgulețe de pule care mai de care mai îmbujorate, mai dârze și mai răzbelite. Nu râdeți! Nu râdeți! Cuvintele sunt vulgare, dar acțiunea este dramatică. Țăranul nostru se află într-o situație limită. A arat, a semănat, a prășit și l-a cules. Se trezește cu pule în loc de știuleți? E comic? Nu e chiar dramatic? Duragic! Ia ca și s-o ales din munculița mea de toată vara! Asta n-am pățit-o de când mama m-a făcut! Tu-i mațele acului! Tu-și descânte cu celui cu blagoslovenia! Tu poți și tu mai fost la gură! Țăranul rămâne uimit. Ia ca trece un potâc de babă. Baba! Ia ca trece un potâc de babă. Bună, fria mea, om bun! Să-mi bag vârjoiul în genunchiul, păi știu eu, sau... altfel! Dar ce, Doamne, iartă-mă, ești așa de mascărișos, măi, omule! Nu ți-ai oarecum rușine să vorbi?
ceva dacă pot! Te uiți cu jale la pule. E, lasă-ne, poate, dar de unde știi că aici s-a nas și un noroc de la Dumnezeu? Păi noroc de asta să nu te elimineze nici dușmanilor mei. Dar un punct de sumă eu, să chip novățenii de asta, să mănânci pule în ochii băușoare. Învață-mă și să facă pe tine unul, mă mai ajunge ca. Păi eu te-aș învăța ce să faci, nepoate. Ați scap de ele rapide, rapide. Și să scoți bani în zașet decât pe păpșoi, da? Da, și? Și, da. Ți spui, mă, tu și-n față, mă, și tu ai dat și nișerii. Și un vraf pe deasupra. Și tu trebuie să... Ia de-ntă, îți zbâcnește inima după pule, da? Și îți curg ochi după ele. Îmi bag pula, eu așa ceva nu zic. Da, da, dar tocmai ce-a ieșit pe bună! Nu mă interesează, dar încă se filmează că am văzut pe domnul ăla. Nu, 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 deci nu filmează, nu mai filmăm! Nu fumează nimeni! Nu mai filmăm și... Cosmin! Nu, e ok! Nu, nu... Tragi înainte, nu! Nu spun asta! Jucăm doar pentru telespectator. Păi și eu cum mă intru starea, bă? Bă, a ieșit! Hai. Când ați cizri și doar de pulă s-o șuieri, măi băieți! Cum? Mă șuiera oile la strum și apoi numai să poate curuș. Când te așura de ieri să zici, o, o, aram nefățuos! Și apoi e atunci trebuie să măi și te descotorosești de dâns. Oh, oh, haram! Ce? Oh, oh, haram! Ce faci? Ce fac? Oh, oh! Mai departe! Ce mai departe? Ba! Și fac o mătărâncă. Am înșocat-o. Și începe să o pui în lucrare. Aram. Oh, oh. Știi ce? Aram. Mai bine pune-o tu cu băta. Filmez, încadrez de la brâu în jos, da? De la brâu în jos, sunt babă, da? O muzică acolo, hai! Da? Bagă tare! Da. Rămâi încremenit. Da, de unde știi? Mi-ești șuguit, s-a mătuș. E, pe unde culege dracu surșele? Eu am cules nemne. Așa că nu mai zăbora, zăboda prostii, te-am învățat și îți faci, că s-am deschis unde... Boda prostii, boda prostii. Săranului atât ai trebuie și dă babă ce a făgăduit. Ce a un braf de pule. Păi stai, stai, stai. Am sunat mai rozoare, vorbea. Păi ce-i pârloapă. Are și un locuitor. Stai, 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 stai. Pe aici. Ți-a dus acolo. Altă pârloapă. Și am prost anul nostru. Da. Mă, nu este niciuna. Mă, a păstrat închipa. Doamne,
seamănă, doamne? Unde e unul? E la mine. E una mai timidă. Ia, uite. Gata, gata, gata. Hai, gata, drum bun, cale bătută și te ajunge să te... Ancuși, băi, ancuși! Apoi țăranul încarcă o traistă zdravănă de pule și la târg băiete cu ele de vânzare, da? Pe unde mai sunt ele? Țăranul ajunge în târg. Stai, să plec întâi, urmă să ajung. Ai ajuns? Am ajuns. Păi hai. Stai, ulea, că să-mi trag sufletul. Care? Măi. Gata. Ia că am ajuns și în târg. Și acum? Că uite ce ai de spus. Ce? Da, măi. Hai la puli de vânzare. Mai tare. Hai la puli de vânzare. Mai tare. Hai la puli de vânzare. Puli slavine și dai. Hai la puli. O cu coană, bă, după. O cu... Hai la puli. Băi, țărani. Dar ce porcă ne-i spui pe lângă șerdacul meu? Că te mănâncă mama dracului. Că acum și te pui la scară și îți trag o bataie, te aduci cu șerga acasă, înțelesă? Păi, dă-mi o stâmnică cu coană. Dar e niște puli, mi-o dă Dumnezeu. Și ne-am adus și noi la târg să vedem, nu am putem prindi sau aparare pe dânsele, că ne mănâncă și pe noi o mulțime de angării și nevoie de tot felul. Măi, țărani, ești nebun, oricum ești, măi, îi vorbești plebii de față cu mine, măi. Dar vorbesc vorbi sănătoasă și știi tu cu coană. Dar ia ca să vă aduc una, dacă nu mă-ți crede. Tu ești praznic cu culoi plomă de tune, mă bag în dihonii cu lume de pricina lor. Dacă sipi foarte femeiască, ne-aș păstra pentru mine, da? Țăranul alege un știulet de puloi, cel mai mare, și cu el de-a dreptul la... Ia ca cu coane! Șagă-ți pare de mitale asta! Și apoi dumneata mă mai închiși cu bataia, că semne nu-s eu destul de bătut de... Dumnezeu! Ești 40 lei, cui știu eu să-i fot urtit. Mă ia lumea de nebun! Coana se face să uita într-o parte, dar privește cu coada ochiului la cinstita pură. Măi, țărani! Da, tică, nu se uiești! Și apoi, cum să-l faci așa ca să poată omul întrebuința când ar fi? Nu, că nu-mi fac și trebuiență, dar tare mă nimic de așa un mare părinte. Apoi dă milostivnică cu coană, se ierte și stită fața nevoastră. Dar când i s-a face cuiva poftă de... Oșuir, cum șuieram noi oile la strungă. Și apoi atunci... Țânti la frecuș cât ți-ai putea, că las dacă m-a dat din rușine. Și dacă te-ai mulțămi și ai vrea să te lasă din frecuș, se strângi la dânsa așa, ho, ho, hara, misățos. Și apoi atunci numai și-o vezi că se trage înapoi frumos, ca șerpile la lapte dulci. Urmă, de câte ori să se scoară, tot așa se face. Dacă nu te-ai mulțămi și nu te-ai mulțămi, atunci mă blast în tine. Cercare începe a șuiera mătărânga. Stai, până aici, că dacă vede soțul meu o scenă acasă, poți să mă mut. Poți să te... Știi ce? Uite cum facem. Ce? Ești puțin. Tu o să stai deasupra palavanului. Deasupra. Bun. Și joci ce e de jucat doar cu fața, da? Și actorul? A, da, asta de-aia. Tokyo? Da, tot tu! Dă-mi ceva, ce? Caută ceva. Joci în fața palavanului, da? Pui mătărânga în lucrare. Hai. Să-i dau mătărânga? Și mătărânga și... Dă mătărânga. Eu! Hai. Muzica!
Ioan, da? Mulțumesc! Cucuana o ridică cu mare sfințenie și o pupă drept în bol. Să nu! Ce s-a întâmplat? Nu, asta pot să o fac. Oh. Serios? Reluăm! Cucuana ridică cinstita pulă de jos și o pupă drept în bot. Măi, Sarani! Măi, în casă! Auzi? Hai! Și ia spune tu cum s-a întâmplat de... Tu este mă ții de este. Măi, Sarani! A, băi, cum să se întâmple cu coane? E mai... Ia-ți-ne, hai că n-ar mica, ai curat. E, mai asta primăvară, să mănânc niște popușoi în țară. Așa. M-a dus dracu pe acolo, medinii noi în lui Zâșii, doi oameni. Și unul dintre ei m-a întrebat că și sabă. Da. Eu nu stăpânesc gura, m-a împins pacatul să răspund că puli sabă. Și după cum te ies și stătă cu coană, puli s-a făcut. Că poșit la gură, cum a și fost, o blagoslovit cu amândouă mâinile întreagă spre ogorul meu și a zis, puli să dea Dumnezeu să fac. Și ia, ca așa am ajuns și eu, necustor de puri fără știrea Dumnezeu și pula mea și patru pași. Uaf, uaf, că mulți le mai porți prin gură mânca le strimănași. Băi, dacă așa le zici cum asta pulă, să le mai zici. Măi, măi, Țărani, măi, dar oare așa la n-aș fi fost mai hristor și cu Sfântul Pietru, că numai ei s-au așa păcături de mine, nu înveste. Băi, Dumnezeu, dracu, o să-i bagă închis la mâinii sa, că știu eu cine și-a înșelit, uite, mă bagă în dihonii cu toată lumea. No. Hristos a fost, măi, da? Da! Păi da, dacă e așa, ei sunt de și mie una de asta, să cumpăr spre aducere aminti de anul când s-a făcut pe o oare de astea, de care mi zici tu. Puli, mă rog, că pentru mine îi stăm de belșug. Puli, vrei să zici cu coană? Rog, că mă le mai porți prin gură, mâncarea e doar de iar. Dacă așa le zici cu coană, da, și dacă aș fi după vorba dumitare, mă stau eu și mă nier. Așa. Și dracu, Dumnezeu, n-are altă treabă decât să apuși de făcut puli pe oboarele oamenilor. Oare, dar pulos trebuie să mai știi, Dumnezeu, asta, dacă-i plac așa de mult pulile. Trebuie să mai știi, păcatul. Poate a vrut Dumnezeu să se cașe cu banii în punga mea, cât de mult și-a de pustii. Deci, frântă de para, n-am la sufletul meu. Ei, și zici. Ei-ți una orbacă, mă prea întârzi cu iar Marocul. Dar pe când ne-ai șerit cu stârna de asta? Nu, așa! Te uiți la ea, știi? Și oarecum cu scârbă, vorba aia, de el Dumnezeu, dar mie nu-mi trebuie, știi? Da? Reluăm. Și măi, cum ne-ai șerit tu pe scârnavie asta? Măi, Țărani. Băi, dă-i o cucoană, ca să nu ne zbate. Ne-i da și în stilei în cap și pașii buni. Ia uzi, ce stilei, dar știi că ești de dumneță și stilei. Băi, da, cu coană! Mă lea suda și mie coaiele până am prășit atâta amar de puli și le-am adus în halul care-i vei! Și apoi dacă la una ca de-a ta nu mai propopță, că la țărări de animele te-ai găsit să mă cheamuresc, că e ne-ar voie câte o teste ani puli de-o vara, nu? Și câte o teste și câte un praf pe deasupra, nu? Că așa e la noi, tu la țărări, bă, gănești! Eee! E tare! Dar vorba și e proastă, vine prima. Măi, Țărani, dar 300 de lei nu ți-ai de aici. Nici mă descai mai puțin să poată. Dar ești 400, măi! Nu, am plecat cu bani, nu se poate. Dar ești 450 de lei. Ești 453,9 de parani. Dar nu te mai puni și ta pentru 50 de lei. Fă-mi în cartea, fă-mi în cartea, o să aftea să nu mai stați. Că-i să, ai să ai o bunătate de pulă din ipomeni și mi-i îndrumaș la... Prietenii de-a nevoie. E bine, stai leacă, stai. Ia, ieși. Da. Cu coana de 500 de lei, dar vreau un plan de salariu aici. Bani, pulă. Bani, pulă. Da, bani, pula. Da, chiar. Auzi? Da. Nu mai rei că 500, nu te-am ușalat luneta, da? Auzi să nu spui... Nu până să spui și la altele că ne-ai vândut numai scărăli de este că băi căratorii, dracuțele ăsta ai? Băi, dă cu coană grijă, asta o am eu, păcatele mele. Acu e așa dat afară din odaie! Că mă iau, ule, de treabă!
Pregătește sfânta pulă în bumbac, stropit cu aromate, o așează și o încuie în cutie ca pe un odor neprețuit și ia cheia la sine. Țăranul se duce în treaba lui să vândă cum o pute și celelalte pule. Pule care avea el, despre asta nu se mai plânge el acum. Vorba aceea, calul bun din Graj se întreabă. Ce mai atâta vorba, s-a dus țăranul. Într-una din zile, ia ca vine popa de pe moșia cucoanei să o roage de toți dumnezeii să-i boteze un copil. Cucoana, ca să nu strice hadrul popei, pune caii la carită. Pentru cine nu știe, carita este o trăsură închisă cu patru roți. Bun? Pune caii la carită și se duce cu dânsul în sat să-i boteze. Îi botează copilul și rămâne la popă la masă. Peste toate astea sărim, la masă ia cucoana un păhărel, două de vin. Sunteți gata? Acum. Mai iau eu o stacană cu... Gata? Imediat. O damigeană de vin și tot iau și... Bună vină, iul. Pule soara, pico. Mai Pedro, mai mult mai beau și nu mă îmbăt. Hai, mai ia până la buru, vreau că zic. Gata, ca sunt și rău. Atâta rău să zic. Părințele, mormadica. Și pe loc se face poftă de pulă. Ce-i de făcut? Ia mă duc acasă. Ai să mâi, la noi noaptea, că doar nu-ți plâng copchilar acasă. Cucoana scapără de dor de pulă. Cu aici părinții! Dacă nu mă las să mă aduc, să mă aduc, cheia asta și nu-ți vine să ieși, părinții, și eu dă-ți până la mine acasă, du-te acolo, deschide cuvărul de lângă meu și are de acolo o cutie că mari trebuie să le zapăreau. Dar am plecat calare! Așa bune! Ce-ți schineșoar, părinte? Băi, tu te deși și rămâi la șenii sfințenii, că nu știi tu! Popa ajunge la cucoana acasă, ia cutia și se întoarce. Pe drum se oprește lângă un copac și deschide cutia. Înăuntru coșcogemite mascara! Popa, cuprins de mirare, începe a șuiera. Stai, că ăsta nici nu-i rolul meu. Că acum m-am îmbrăcat și am plecat acasă. Dar ce aveți, mă, cu toți, mă, sunt nebunii? Băi, are dreptate, nu-i rolul lui, ce ai cu omul, normal. Nu-i rolul lui. Dar sunteți profesioniști? Băi, suntem, dar într-o limită, adică lasă-l. Și de ce nu zici tu dacă ești profesionist? Fă tu rolul. Îl fac eu. Fuck you. Textul lui Creangă nu ne mai amendează nici CNA-ul. Reluăm, da? Muzica! Popa, cuprins de mirare, începe a șuiera. Pula face smâc în curul popei. Doamne, izbăvește-mă de vrășmaș, nu lăsa pe robul tău de bat jocul la diavolului, că ție unui am slujit și în afară de tine pe altul nu știe. Se vede popa scăpat și o plăiește la fugă prin pădure ca un nebun. Lasă și cal și cutie și pulă și preoteasă și cucoană și tot și se mai tot duce în toată lumea. Am scuzat, da. Bun.
Creangă, de ce alargă el mereu și lasă istorisirea aperta? Opera aperta. Te rog, reluă, am băut apă și m-am... De ce alargă el mereu și lasă istorisirea deschisă, opera aperta? Pur și simplu pentru că, și Creangă era bine plasat ca să știe, parohii ortodoxi au dreptul de a censura, așadar de a copula liber, flirtând uneori, cu enoriașele venite la spovediri multilaterale. De aici poate invidia amară a enoriașilor, promptină le pune în cârcă toate transgresiunile inchipuluibile. Sfințiile lor și-au cucerit în memoria colectivă a moldavilor un solid renume de coțopenitori, de futeori împenitant et ou infatigable. Popa se vede condamnat să rătăcească după ce și-a primit sancțiunea anală, națională, stop, și pentru că tot a plecat omul bisericii, cred că a venit momentul pentru concursul de dans. Ia să vedem... Stai că ăsta vreau să-l văd și eu. Am văzut o domnișoară aici. Da. Da. Da, te-ai orientat bine. Hai. E și subțirică? Concursul e cu premii, da? Nu știți care-i premiul? Vreau muzica și lumina roșie, da? Generației 80-iste, ce băgăm la înaintare? Că de multe ori, numărabile pe degetele unei singure mâini, ea a refuzat să nu devină realistă, zugrăvitoare a irealităților epocii de aur, pe care le va fi modelat cum s-a priceput mai bine, funcție de coragiul estetic al fiecăruia. Și ca dascălina betiști, hârșiți cu trenurile balcanii comuniste și policrome, cu frustrările codale și așteptările garale, trimiși din fragedă elevie la cules de porumb, excluși de la învățământul superior, cercetare, doctorate, ieșiri în străinătături, ori îndrăzniteră textual cât i-au ținut coaiele, de restul ocupându-se paranoia hermeneutică a publicului cultivat, ce depista peste tot ironii, metafore, aluzii la marele cismar scorni micitor și la sinistra sa vânzătoare de bomboane agricole în stație la Găiești, propulsată direct la Gagademie. Aplauze, că nu mai pot! Secera, muzica... Bușaților, telespectatori și spectatori, că prezenta poveste a fost încheiată în seara zilei de 12 noiembrie 1988,
Odată cu împlinirea a 110 ani de la a doua lectură publică a Poveștii Poveștilor și că ea s-a dedicat în 1988 aniversării a 100 de ani de la trecerea într-o lume mai bună a celui mai coios dintre povestitorii limbii române. Profesoara Marta P. iese din școală. Așteptăm. Este ora 5 și la, la colț o vede pe colega ei, Silvie Spe. Silvie Spe se pare că nu e. Uite, Silvie Spe se pare că este doamna. Doamna? Doamna? Nu știu. Ce subținică la doamna. Deci? Așa. Ești la coadă, bun, la colț, o vezi pe colega ta, Silvie Spe. Da. Și mai bine intri după paravan. Aha. Da, da, nu? Și iese când, când îi se spune. Îi spui tu, da, să iasă. Actorul! Deja... Marta! Da. Hai. Ha! N-o văd întâi? Dar trebuie să o văd? Hai, ieși după. Zi că să ia. Ce s-a băgat? S-a băgat o pulă. Mulțumesc, aplauze! Închipuitor, tu pe acest obiect ai firat către buință, știi? Dar îți trebuie așa ceva, mai ceva ca aerul. Da. Și ai nevoie de așa ceva mai abitir decât de măta, ți-e dor de, da? Hai! Noi toți să stăm la coadă, da? Și am venit cu scăunelul de acasă, stăm la coadă, dar nu înțeleg de ce stați cu fața la mine, că acolo se dă pulă. Da, te instalam și tu la coadă, da? Bun, așa. Și intri în vorbă cu ochelarii. Uite! Îi găsești așa pe parte. Are un pic de magnet aici. Da. Văd camionul frigorific, l-au descărcat? Așteaptă. Nu, 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 nu așa. Nu. Deci, ochelarista îți e din picior. Vreau să văd din picior. Vă scoateți ochelarii ca și cum v-ați pregătit de cea mai mare felație din viața dumneavoastră. Da? Și după aia vreau text. Poți să... Da, da, trăi. Văd camionul frigorific l-au descărcat. Așa. Bă, da! E normal că e bucuroasă! Aplauze! O altă pretendentă la un cap de pulă, o vașnică textilistă de la fabricile Cicluroș. Zici ca proastă. Dar dacă le descarcă ele vânzătoarele și le dă pe la cunoștințele lor și nouă ne mai rămâne canci. Acum bune ar fi și eu, la coadă se așează și o țărancă. Vreau, vreau țărancă. Vreau bani. Da. Unde am spus eu asta? Ai fost în piață, ai vândut ardei, ceapă, castraveți, da? Și ți-ai pus și tu niște bani deoparte. Așa. De o pulă bună. Aha. Bun? Stai ca să... Așa. Tu bani? Hai. Stai la coadă. Treci la coadă. Nici la ceapă nu, mai, nu vă mai dă? Cât mai ajunge pula? Cât mai vă mai dă pe ziua de muncă? La CAP? Da. Dragi, cine să mai muncească, dai că la CAP, să duce totul la e-sport. Că e una de la județ care controlează e-sportul... A? Zi și noapte. Zi și noapte. Și atât de neagră la inimă că e în stare să te bage la pușcărie pentru un cap de... Stop. Una. Ce că ne încearcă ea prin trei metode, daică? Cum prin trei metode, nu e ce ea n-are tot o pulă ca și noi? Alo! Ei. Ești textilistă! Ești textilistă! Hai mă, mai multe, băi, e mai tare gena, na! Dar cum prin trei metode?
și noi? Pe ce le-o face și cum le-o face, nu știu. Hai de noi, surată, tot cu... Stop! Pulă pe furate și tot vechi și răsuflate. Hai, dai că pe alea bune le roade cine poate. Lasă-mi pe, că voi mai luați și după la tractoriști. Hai, da, maica ta! Stop! Pulă de tractorist, yeah. Să n-ajungi să umbli la ea, dai că... De ce? Putea motorină... Ei, bag seama că belșugul de pulă de la țară nu s-a terminat chiar de tot. Dar trebuie să fii cel puțin secretară de partid la ca să te mai poți bucura de el. Lasă, fă, lasă că e bună și asta de calitatea a treia. Ei? Lasă măcar bunărea, te pizdui pe ea. Am de zi, ai ce mor vloci. Aoleu, ați filmat chestia asta? La coadă se instalează și două doamne distinse. Ia, miros a Coco Chanel și nu pot fi decât să ții de ștar. Păi la mine prin cartier văd băieți ce scot o limbă cât două pule de groasă. Dar ți-o dau numai prin parcuri, pentru acasă nu ți-o lasă ferita sânta. A, gust de vagră? Am primit de la o veche prietenă emigrantă în Occident un set de... Și când mă chem și pe mine? La pachet, dar sunt total dezamăgită de la... Până acum pachetul a făcut mai bine de o lună până să ajungă la București. Unde mai pui că a fost și zdrav întijmuit de curbele de la vamă. Și de veci și mai și vecine de la poștă. Se pare că pulele din Occident nu știu ce e aia poștă. Merge? Păi și pulele. Lasă, dragi, mai am eu vreo 10 mărci de când a fost jeep al meu în delegație la Muirhead. Și... și dacă avem norocul și o găsim pe Nuța securista, la așa căzut și-a cărut... La shop ne luăm două de alea americane. Nu ar fi ele prea ta, dar măcar știi că sunt curate. Sigur că da. Bun, ne întoarcem la textilistă. De lucru îmi plăcea asta. Hai. Nu trebuie să o facă, este. Hai, gata. Da, deci textilista descoperă lângă ea la coadă o babă cu o sacoșă uriașă goală. Ai eu, da? Da. Și textilista o ia pe babă la Perculis. Baba întâi ia sacoșa-n mână. Dar, mă, da, cât de vrei să iei, nu-ți ajunge una? Ce-ai venit cu tita mai trăistoiu? Nu, mai, că mă așezai la coadă la cartofi și nu mai apucai. Și dacă n-apucai, ba la pule, mă așezai la coadă la pule. Doamne, ajută! Ține-mi și mie un loc, încă mă duc să trag un anii. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă, fetelor, mă! Mai poate credeți că sunt cumva vreo precupeață de-aia care are timp să umble toată ziua pe la coș ca să cumpere pulea mă și pe urmă să le care-i tânără sărăcuța și duce mare lipsă de pulă. Și-am zis că dacă am să găsesc să iau nepoate așa cu poptanul, să-i ajung așa
pe o lună. Poate mi-e tot anul. Nu, nu, eu, fetelor, măi, eu vă mulțumesc cu ce rămâne. Dacă la vârsta mea e de ajuns numai să miros liftul dimineața. Ia uite-o! S-a așezat în mod chiar între două elene de
stă la coadă pentru ea. Câtă imoralitate! Și-a te apucă o mânie dumnezească! În ce decădere a ajuns învățământul românesc? Nu mai au loc profesoarele nici la coadă la pule din pricina pistelor astea mici! Vociferează, vă rog să vociferați. Mai vociferați! Mai vociferați! Mai mult! Coada mare! Dacă știți că nu-i destulă, vă dați cartela la pulă. Corect. Da. Știi cum spui asta? Ești de-a dreptul disperată. Da? Și vocea ta trece prin tavan. Pițică. Dacă știți că nu-i destulă, vă rog, băgați cartela la pulă. Realizează nenorocirea. S-au terminat pulele. Cumpărătoarele din fața magazinului se păruiesc una din vânzătoare și cu responsabila care se jură că e vegetariană. Dar cine să te creadă în asemenea condiții? Bun, peste asta trecem și o să filmăm scena la, nu știu, o coadă pentru locuri de muncă în străinătate. Și atenție la montaj, da? Cosmin, sau. Marta părăsește coada și se îndreaptă. Nu. Se îndreaptă, poți să pleci. Adică mă... Da, tot. Și se îndreaptă spre școală cu o mânie pe care nici o zeiță nu o poate... Păi era importantă. Hai, așa. Dar n-ai așteptat, vrei să pleci? Mânioasă sau ce? Așa, ești mânioasă. Mânioasă. Bun, ai ajuns în cancelaria școlii, da? Bun. Ești tu Marta, avem nevoie de doamna directoare. Ești doamna directoare aici, gata. Hai. Ba da, doamna directoare, dar aveți fată, îmi pare rău. Și secretarul de partid, Radu Varga. Profesorul de... Tovarășa Marta! Da, vă rog. Ai fost desemnată să mergi la ce aveți o cariciu? Elevii de clasa 10-a la culesul Columbului. Bine, dar rândul meu era abia săptămâna viitoare. Tovarășa directoare! Tovarășa directoare, n-aveți nimic de spus! Ba da, imediat! Să spună, lăsați. Draga mea, înțelege-mă. Trebuie să o locuim în ultimul moment. Pe o colegă de-a noastră. Bă, da, da, și pe urmă este o sarcină de partid. Are o problemă, dar nu e. Bă, mâine va fi vreme frumoasă. Frumoasă? Absolut, da. Voi veni și eu? Vor veni și cei de la județ ca să ne controleze la... Domnul, vă rog, bă. La revedere! Aplauze! Acum să te văd. Marta înțelege totul într-o fracțiune de secundă. Nemernica de Silvie. A cumpărat o pulă în plus și a făcut-o cadou directoarei. Obținând astfel să fie înlocuită pe tabelul profesorilor care trebuie să însoțească elevii la culesul porumbului. Vezi negru înaintea ochilor? Când te gândești că mâine Silvie va sta acasă și se va desfăta cu scula achiziționată astăzi. Iar tu, Marta, îți vei fute ziua pe câmpurile de porumb ale CAP-ului Șocariciu pentru că tu pe alta belești. Pe care? Pe care? Nu, tu pe alt tabel ești. Simți un nod în gât?
îmbarcați în autobuze. Îți aduce aminte deodată povestea babei din piață. Și Doamne ajută! Ți-a ales un știuloi cel mai voinic? Vezi că-i pe masă acolo. Dreapta. Dumnezeu există! El e de partea femeilor nedreptățite! Nu, nu, în gând, în gând, că te ude Levi! Și acum... depănușezi odorul de fulă. Îl strângi cu mare dragoste la piept. Simți cum pulsul tău intră în dialog cu sângele din bulă. Te arunci pe un snop de coceni. Îți deschizi ușor firmarul și te lași pradă unui extaz de neînchipuit. Stop! Stop! Scena asta nu o mai filmăm, că obosim echipa. Cu mine ești liberă? Da. Mă gândeam să iau o cameră și să filmăm noi două undeva pe când. Mă gândesc că ai nevoie de puțină intimitate. Accept. Dar vine și soțul. Să vină. Cineva trebuie să țină de șase. Bun, gata, gata, seară. Este seară, claxoanele autobuzelor anunță încheierea zilei de muncă. Marta a împachetat cu Evlavie, draga de pune într-un șervețel de hârtie și a băgat-o în geantă. Plecarea de pe câmp. Da, da, gata tu, tovarășa Marta. Da, nu sunt gata. Păi, atunci, la revedere, pe mâine. Și eu vreau să fie și mâine. Tovarășa Marta, eu știu că... profesor, nu te înghesuie să puneți o porumbă și nu înțeleg ce cum de-a ta. Dar mă rog, mâine va fi vreme frumoasă. Doamne ajută! Atenție, șturlu, bachica de pulă, nici una, nici două, zvâc în curul secretarului de bachic. Încerc să par demn, da? Te așezi pe scaunul din față al autobuzului. Țăranii râd. Șugubăți, pentru că numai proști nu sunt ei și răspund la salut secretarului de partid. Doamne ajută, Doamne ajută! Tu faci eforturi supraomenești să-ți păstrezi prestanța în fața elegilor. Dar câta prestanță poți să ai când ești dita mai secretarul de partid și ai dita mai pula în tip de pul.
arestat pentru numeroasele umilințe ale vieții de profesoară într-un liceu din România anului 1988. Aplauze! Muzica, păreri. To honor him and his marvelous dicky tail? Huh? Eu știu, povestea dumneavoastră, povestea unor prieteni pe care ați auzit-o așa întreagă, tu în banc. Nimeni. E un concurs cu premii. Știți care-i premiul, nu? Da. Bine, atunci, muzica altfel. Chirileanu, kilometru zero. Fără ei, emisiunea Europenism popular n-ar ajunge în casele dumneavoastră. Așa că la revedere și Doamne ajută! Generic!